Importanța biodegradării în păstrarea echilibrului naturii. În natură, toate organismele vii sunt materii așa numite organice, care conțin carbon, un element esențial vieții. De exemplu, plantele se alimentează cu carbonul prezent în atmosferă prin intermediul fotosintezei. Când plantele mor, carbonul pe care îl conțin se întoarce în mediul natural ca urmare a unei serii de transformări denumită biodegradare. Mai întâi, materia organică se descompune în bucăți din ce în ce mai mici prin acțiunea factorilor fizici de mediu, precum vântul sau soarele, și biologici, precum miliardele de organisme vii, râme, ciuperci. Odată suficient degradată, materia este asimilată treptat de microorganisme precum bacteriile. În etapa finală a biodegradării, denumită bioasimilare, rămâne doar dioxid de carbon, care se întoarce înapoi în atmosferă, apă și materie organică bogată în carbon, denumită biomasă sau humus. Această nouă biomasă îmbogățește în mod natural solul și stimulează creșterea unor noi plante. Biodegradarea depinde de caracteristicile materiei organice. În primul rând, aceasta trebuie să fie biodegradabilă, adică asimilabilă de către microorganisme. Durata procesului de biodegradare depinde de compoziția și dimensiunile materiei. Procesul de biodegradare este cu atât mai rapid cu cât materia este mai mărunt fărâmițată, iar suprafața disponibilă microorganismelor mai mare. Durata depinde, de asemenea, și de alți factori: cantitatea și diversitatea microorganismelor indispensabile biodegradării, dar și de umiditate, temperatură și de prezența oxigenului. Acești factori diferă de la un mediu la altul. Compostarea industrială și compostarea la domiciliu sunt medii optime create de om. Acestea oferă o oxigenare bună, umiditate controlată și o temperatură mai ridicată, care stimulează activitatea microorganismelor, reducând astfel timpul necesar biodegradării. Solul este, prin însăși natura lui, mediul natural cel mai favorabil biodegradării. Durata acestea depinde de multitudinea de microorganisme, de tipul de sol, de climă și anotimp. La polul opus, apa dulce și apa de mare, având o concentrație foarte scăzută de microorganisme, oferă condiții mai puțin favorabile biodegradării, care, prin urmare, durează mai mult timp. Ceea ce se creează prin fotosinteză se descompune prin biodegradare, care, prin forța sa de regenerare, întreține fertilitatea și calitatea solului. Haideți să o încurajăm!